Salut! M-ai văzut la radio? Cum să te văd la radio? Te-am auzit doar? E o glumă? Fără glume! În fiecare zi de sâmbătă și duminică, de la orele 8 până la orele 10, în direct la Radio Media Cimișlia și Media TV Cimișlia, puteți viziona și audia concomitent emisiunea Bună dimineața în weekend! Stop! Și acum vreau detalii. Unde vă putem auzi, unde vă putem vedea? Ne puteți audia la Radio Media Cimișlia pe frecvența 104.4 FM pe o rază de 50 de kilometri și de asemenea ne puteți vedea pe canalul 906 pentru abonații Moltelecom și canalul 47 pentru abonații Starnet. De asemenea, pagina de Facebook Radio Media Cimișlia și Media TV Cimișlia. Este ora 8. Radio Media. Diminețile în weekend sunt speciale. Muzică bună. Invitați în studio. Rețete. Știri și cărți bune. Poezii și pilde. Toate le găsești la Bună dimineața în weekend. Bună dimineața! Seara torida, tu puțin timida. Luna ne strigă, te strig și eu, că vreau să fii doar a mea. Seara torida, tu puțin timida. Muzica strigă, vrea cucerită. Hai, invito la dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas. La dans, la dans. Urmă-ți-l în sus pas. La dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas. La dans, la dans. Urmă-ți-l în sus pas. Lângă tine nici timpul nu zboară și mă pierd mult prea ușor. Ochii tăi, gura ta mă coboară ca nisipul mișcător. Sunt doar al tău, rămâi a mea, e numai despre noi. Ești muza mea, eu muzica și plaja-i despre noi. Seara torida, tu puțin timida. Luna ne strigă, te strig și eu, că vreau să fii doar a mea. Seara torida, tu puțin timida. Muzica strigă, vrea cucerită. Hai, invito la dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas. La dans, la dans. Urmă-ți-l în sus pas. La dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas. La dans, la dans. Urmă-ți-l în sus pas. Hai la dans, arată-mi ce știi. Va vacanțe Santorini, Dorian. Și cu inui slăbiciunea inimii, okay. Nu mă mai cauți, ai și uitat. Nici nu mă mai suni, ai și plecat. Gânduri multe de necontrolat. Nici nu știu ce s-a întâmplat. Seara torida, tu puțin timida. Luna ne strigă, te strig și eu, că vreau să fii doar a mea. Seara torida, tu puțin timida. Muzica strigă, vrea cucerită. Hai, invito la dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas. La dans, la dans. Urmă-ți-l în sus pas. La dans, la dans. Te conduc eu pas cu pas. La dans, la dans. Urmă-ți-l în sus pas. Bună dimineața, este weekend și precum sunteți obișnuiți, alături de voi în weekend sunt eu, Anișoara. Astăzi alături de mine este Alina, care îi spun bună dimineața, Alina. Bună dimineața, iarăși eu alături de voi pe undele Radio Media. Vă salut și vă spun să aveți o zi frumoasă de weekend și să fiți alături de cei dragi.
Aceasta este foarte important, că atâta timp cât sunteți alături de cei dragi, vă simțiți și voi minunat. Noi vă îndemnăm ca să vă găsiți liniștea în frumusețea acestei zile și să vă bucurați de tot ce o să vă aducă această zi și bineînțeles că ea o să vă aducă tot ce este mai bun și mai plăcut, căci noi o să vă alintăm aici pe media cu muzică bună. Vă reamintim că ne puteți audia pe undele 104.4 FM, însă de asemenea ne puteți și vedea pentru abonații Moldtelecom. Programul Fermecat este cu numărul 906, iar pentru cei de la Starnet este numărul 47. Până atunci, cu un frumos buchet de flori, și anume florile tale, o să vi le aducă în dar Nicole Sherry. Audiție plăcută și rămâneți aproape! Te rog eu, nu mai suna, nu răspunde nimeni. Uite și adresa mea, nu e despre tine. Nu va mai fi despre noi, doar până mâine. Până vei veni cu flori, să vezi dacă mai ține. Ce nu-mi ajunge, ce n-am șira, ce îți lipsește, ce ți-ar plăcea, de ce nu-ți ajunge dragostea mea. Florile tale n-au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat, te parcă doar cu florile-n bat. Florile tale, să știi că mai rău fac, am obosit să iubesc pentru doi, nu te mai las să mă tragi înapoi. Te rog, nu mă mai chema, n-am nicio plăcere să fiu a doua sau a treia sau cât ori mai fi, nu mai vreau durere. Nu vreau să știu nimic, nimic despre tine. Atunci când te fac fericit, mă doare pe mine. Ce nu-mi ajunge, ce n-am și vrea, ce îți lipsește, ce ți-ar plăcea, de ce nu te ajunge dragostea mea. Florile tale n-au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat, te parcă dorm cu florile-n pat. Florile tale, să știi că mai rău fac, am obosit să iubesc pentru doi, nu te mai las să mă tragi înapoi. Nu mă căuta, nu mai sunt a ta, nu mai sunt a nu, nu mă căuta, nu mă, 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 nu mă căuta, nu mai sunt a ta, nu mai sunt a nu, nu mă căuta, nu mă, nu mă, nu mă, nu mă, nu mă, nu mă. Florile tale n-au nicio valoare, mi le aduci când te simți vinovat, te parcă dorm cu florile. Florile tale, să știi că mai rău fac, am obosit să iubesc pentru doi, nu te mai las să mă tragi înapoi. Fiecare zi e o nouă filă. Fiecare zi își are motoul său. Motoul zilei la Radio Media Cimișlia. Cu un motor frumos va veni astăzi Alina, este ora 8:08 în studio. Vă îndemn să vă puneți o dorință care cu siguranță va deveni realitate. Deci, Alina, ce motor ai pregătit pentru ziua motoul de astăzi? Motoul zilei sună așa: sunt ceea ce sunt, iar dacă ceea ce sunt nu este de ajuns pentru cineva, atunci acel cineva nu este de ajuns pentru mine. Cum înțelegi acest mesaj, Anișoara?
Să știi că este un motiv foarte bun atât pentru mine, pentru noi, cât și pentru toată lumea care ne ascultă. Suntem ceea ce suntem și toți cei dragi sufletului trebuie să ne iubească așa cum suntem noi și să ne aprecieze pentru ceea ce suntem. Însă dacă sunt persoane care nu sunt mulțumite de noi, asta înseamnă că nu suntem ceea ce caută și nu ar trebui mereu să ne schimbăm, că nu putem fi pe placul tuturor și nu ar trebui niciodată să ne schimbăm pentru toți cei din jurul nostru. Și rămânem în cercul nostru doar cu cei care ne iubesc și ne apreciază așa cum suntem noi, căci niciodată nu vom putea să-i facem pe toți împliniți. Trebuie noi să fim cei care să ne iubim și să ne simțim împliniți. Cred că asta e, da? Cum crezi? Avem dreptul să fim acceptați așa cum suntem noi, fără a obține o schimbare de la altcineva? Acesta, până la urmă, chiar este un drept al nostru și nu trebuie să așteptăm aprobarea tuturor, căci nu în zadar este și această educație inclusivă când sunt copiii CES și aceasta nu înseamnă că ei nu trebuie să fie acceptați în societate. Toți suntem diferiți, toți suntem personalități și toți avem aceleași drepturi, drepturi la viață, drepturi la învățătură și suntem mai fericiți atunci când nu trăim ca să-i facem fericiți pe ceilalți și nu trăim ca să primim acordul tuturor. Suntem așa cum suntem și dacă nu suntem iubiți de alții, însă suntem iubiți de cei care trebuie să ne iubească. Foarte corect. Deci asta e, eu vă îndemn să fiți voi, vă îndemn să vă iubiți, să iubiți viața la maxim, chiar și atunci când plouă. Pe media vine așa o ploaie răcoroasă de la Holy Moly și Tata Vlad, audiție plăcută, rămâneți aproape! Fotoliu nu mai văd nimic de nori. Mi s-a schimbat tot cerul parcă într-o secundă, când oglinda iar m-a întrebat de noi. O să aflu unde e, nu fă furtună, îți promit că vine înapoi. Și iar plouă, oh, azi în mintea mea e doar vremerea. Iar plouă, oh, că mi-e dor așa și de umbra ta. Iar plouă, oh, și șapte țări de parte, s-aduc bani cât pentru o casă cu șapte intrări. Nu fi tristă, sunt eu supărat pentru amândoi. Vine înapoi să-ți fac din nou cerul senin din ploi. E dimineață și scumiera de pe afară, încerc de-aseară s-o mordorul cu fum de țigare. Hotelul 5 stele, starea mea de una, ca lovit de fulger, mă gândesc la tine într-una. Gândurile în cap, bum 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 ca tunete, idei negre ca o ploaie vin rafale. Te simt aproape, nu le las să mă agaze. Mă întorc în curând cu soarele în brațe. Și iar plouă, azi în mintea mea e doar vremerea. Iar plouă, când mi-e dor așa și de umbra ta. Iar plouă, azi în mintea mea e doar vremerea. Iar plouă, când mi-e dor așa de noi. Zi după zi, cerul meu gri mă-ntreabă când o să vii. Să ai o dimineață perfectă alături de Radio Media. Ești tot de
mică, mică, mică atunci când te privesc. Oh, lumea e mică, 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 mică de când te iubesc. Au marcat această zi în istorie. Calendarul zilei la Radio Media Cimișlia. Este ora 8:17 aici în studioul nostru. Deci vă îndemn ca să fiți alături de noi și împreună să aflăm ce evenimente au marcat această zi și vom începe cu un an așa îndepărtat, anul 1651, atunci când s-a născut scriitorul francez François Fenelon, și continuăm cu anul 1776. Se naște medicul chimistul englez William Hyde Wollaston, cel care a descoperit elementul pladiul și rodiul, dar și că mușchii umani au o frecvență de 23 de pulsații pe secundă. În anul 1791 a fost inaugurată poarta Brandenburg din Berlin, capitala Germaniei. Anul 1825, Bolivia își proclamă independența, ziua devenind sărbătoarea națională. În anul 1863, la Londra, a fost dat în funcțiune primul metrou din lume, tracțiunea fiind realizată de o mașină cu aburi. Anul 1867 se fondează Biblioteca Academiei Române. În anul 1871 s-a născut compozitorul Ion Popescu Pasărea, creator de muzică bisericească. În anul 1881 se naște medicul scoțian Alexander Fleming, creatorul penicilinei, laureat al Premiului Nobel pentru medicină. Anul 1893, canalul Corint era deschis pentru traficul navelor maritime. Anul 1911 se naște actrița americană de televiziune Lucian Bell. 1914, Serbia declară război Germaniei. Anul 1926, America Graduate Ederle devenea prima femeie care traversa în not canalul Mânecii la finalul acestei 14 ore de efort continuu. Continuăm cu anul 1940, atunci când Estonia a fost anexată ilegal de Uniunea Sovietică. Anul 1941 se naște poetul Cezar Ivănescu.
Și continuăm cu 1945, atunci când bombardierul american Enola Gay lansa prima bombă atomică, care a fost botezată Little Boy, asupra orașului japonez Hiroshima. În jur de 70.000 de persoane au fost ucise pe loc. Anul 1961, sovieticii lansau nava cosmică sovietică Vostok 2, pilotată de Kerman Totitov. Și în anul 1962, Jamaica își proclamă independență, ziua devenind sărbătoare națională. Anul 1972, se naște actrița Monica Dovidescu. Și continuăm cu anul 1990, atunci când Organizația Națiunilor Unite decreta un embargo împotriva Irakului, autorizând ulterior recurgerea la forța împotriva regimului de la Bagdad, care a fost condus de dictatorul Saddam Hussein. Anul 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee își publică primele sale idei despre realizarea unui sistem de documente legate prin internet, denumind mai apoi World Wide Web. Și în anul 2005, în Brazilia, s-au furat 65 de milioane de dolari americani, care au rămas în istorie ca unul dintre cele mai mari jafuri bancare. Anul 2012, roverul american Curiosity ajunge pe Marte. Și continuăm cu anul 2018, atunci când Facebook, Apple, YouTube și Spotify înlăturau de pe platformele lor episoade ale conspiraționismului american Alex Jones. Și anul 2020, bilanțul pandemiei de COVID depășește 1 milion de cazuri în Africa. Eu vă îndemn ca evenimentele care vor marca ziua de astăzi să fie doar evenimente frumoase, evenimente importante și, bineînțeles, să exprime doar emoții pozitive, așa precum vom lua această doză de energie și din piesa Cleopatra Stratan. Eu cu ce mă îmbrac? Eu cu ce mă îmbrac? Nu am nimic de spus decât că totul e pe dos. Cardul-i obosit de cât l-am alergat. La cât am cheltuit, parcă nimic n-am cumpărat. Și pe mine mă mint că sunt gata la timp, dar e vina timpului, că ale mele 5 minute sunt 60 în limba lui. Eu cu ce mă îmbrac? N-am niciun răspuns. Am tot molul în dulap și nu mi-e de ajuns. Eu cu ce mă îmbrac? Cine-mi poate spune? Oricât aș încerca, ele tot nu sunt bune. 10 rochii, 4 jeans și pantofi cu toc. Oricât le-aș combina, îmi vine să le dau foc. Inele cu rubine și haine de brand. Orice pun pe mine vreau să devină trend. Nu, nu-mi convine deloc. Am epuizat și ultimul stoc. Sper că acum am noroc. Oh my god, stop, stop. Eu cu ce mă îmbrac? N-am niciun răspuns. Am tot molul în dulap și nu mi-e de ajuns. Eu cu ce mă îmbrac? Cine-mi poate spune? Oricât aș încerca, ele tot nu sunt bune. Radio Media, radioul care te răsfață. Povestea mea este una ca a ta, cu sânge și flori, cu strău de ploaie în geam. E vară sau iarnă, am să te grăbit fără să spui nimic. Chiar de tu ești cel care a
dragă, nu am înțeles. Lăsata iubirea, privirea mi-e tristă și dubută. Doar luna mă vede și ascultă. Putere nu mai am ca să te caut. Apare o singură întrebare: unde ești atunci când soarele răsare în zare? Unde ești când toate stelele se pierd în mare? Strig, te caut și sper într-o minore. Îmi este prea greu fără de tine. Nu, nu vreau să mă pierd prin umbre goale. Trezește-mă și mă ia cu tine. Să ai o dimineață perfectă alături de Radio Media. Dragoste, dor, suferință, fericire, credință, speranță, toate înșirate în versuri la poezia zilei. Zile la Radio Media, doar 2 minute ne despart de jumătatea acestei ore, însă este timp suficient ca să vin cu o poezie frumoasă, o poezie scurtă, însă cu mult, mult tâlc. Astăzi, cu o poezie, va veni autorul Iurie Hemei, care este cimișlean de-a nostru și poezia se numește Tu iartă-i și evităm. Scurt mesaj și foarte înțelept. Când unii te vorbesc de rău și vezi că se agită, nu te opri din drumul tău, tu iartă-i și evită. Nu poți avea numai amici, căci lumea e diferită. Și din căderi când te ridici, tu iartă-i și evită. Nu te încrede în oricine, de vrei o reușită. În viață nu toți îți vor bine, tu iartă-i și evită. Când îmi să ierți pe toți cei care nu sunt demni de tine, ierți, eviți și mergi mai departe, te bucuri doar de cei dragi pe care i-ai aproape și rămâi aproape și pe Media, căci vine publicitate la Radio Media. Publicitate Radio Media.
Colegiul Mondo Studart anunță admiterea la specialitățile Tehnologia prelucrării materialelor, frizerie și cosmetică, planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe. Vino să studiezi cele mai noi tendințe în make-up, frizerie, producerea bijuteriilor din pietre și metale prețioase și managementul saloanelor de frumusețe. Avem mii de absolvenți, studenți din țară și din străinătate. Majoritatea au un job acasă și activează în saloanele de frumusețe din Paris, Londra, alte capitale mondene. Suntem unicul colegiu din Europa care pregătește GYRG. Ne găsești în Chișinău, sectorul Ciocana, strada Meșterul Manole 9, telefon 0674-38235. Colegiul Mondo Studart. Publicitate. Mobilă de calitate în orașul Cimișlia, strada Suveranității 4. Vă propunem modele exclusive de mobilă moare, saltele ortopedice, bucătării, antreuri, mobilier pentru copii, living, dar și pentru birou. Și asta nu e tot. Mobvaro M livrează comenzile chiar la ușa ta. Te așteptăm cu drag la Mobvaro M din orașul Cimișlia, strada Suveranității 4. Publicitate. Am deschis! Piramida Market din orașul Cimișlia a deschis ușile celui de-al doilea centru comercial de 3000 de metri pătrați. Vino la deschidere, primește cadouri și participă la Marea Tombolă. Piramida Market. Construim astăzi pentru ziua de mâine. Publicitate. Piramida Market din orașul Cimișlia anunță Marea Tombolă. Fă cumpărături în suma de 2000 de lei și participă la extragere. Poți câștiga o mulțime de premii. Frigidere, televizoare, mașină de spălat, bicicletă, certificate cadou și marele premiu, un automobil. Cumpără și câștigă cu Piramida Market. Publicitatea ta trebuie să fie și aici. Telefonează în orașul Cimișlia la 22866 pentru a începe un parteneriat.
E cald afară și te plictisești? Pune mâna pe o carte și te răcorești. În lumea cărților, la Radio Media Cimișlia. Salutare, dragii mei! Bună dimineața și în cadrul acestei rubrice frumoasă pe care o ador și eu, o adorați și voi, deoarece voi sunteți cei care aveți posibilitatea să achiziționați cartea pe care noi vă recomandăm. Astăzi venim cu o recomandare frumoasă, minunată, interesată, plină de viață, plină de suflet. Mulțumesc pentru că te iubesc! Este o carte care vine de la poetul nostru Nicolae Dadija, Fie țărna ușoară, căci a lăsat o comoară mare, o comoară de neprețuit în spatele său, multe, multe cărți pline de suflet, cărți frumoase. Aceasta este o carte scrisă în versuri, versuri frumoase, citate, cugetări asupra vieții. Sunt doar, spre exemplu, ar fi doar câte două versuri în care încape o lume întreagă. Știm cu toții că poetul a iubit să scrie despre viață, în special despre dragoste. Și apropo, Nicolae Dadija este cel care a spus că noi iubim o singură dată în viață, prima oară. Celelalte iubiri vor veni doar ca o completare a celei din tâi. Alina, ai iubit? Da. Ai iubit o dată în viață? Cred că nu. Vreau doar să te întreb din o curiozitate. Cum e să iubești de mai multe ori? Chiar poți să iubești de mai multe ori, da? Nu există o dragoste și pentru toată viața. Acum mă gândesc și pot spun că nu am simțit iubirea care va veni cândva cu timpul. Încă nu ai dat, dar sentimentul de plăcere, de atașare a fost de mai multe ori și este foarte plăcut, este așa neobișnuit. Ok, și te îndemn să nu pleci după primul la care simți fluturi în stomac, însă tu ești încă în așteptarea adevăratei iubire, da? Da. Deci haideți să vedem ce mai spune Nicolae Dadija despre această carte. Să știi că iubita s-a mutat într-o carte de versuri, fără să lase vreo adresă concretă, și eu va trebui să răsfoiesc o bibliotecă de cărți ca să pot să o găsesc. Și nu am la îndemână decât un singur indiciu, că ea nu poate să fie decât cu poezie frumoasă. Și într-adevăr, în poezii, cel mai frumos este descris dragostea, căci poezia a devenit inutilă, dar fără ea, lumea se sfocă. Asta este o realitate a timpului. Și atunci când iubim, suntem zei. Când iubirea ne trece, redevenim oameni. Toate acestea sunt motouri, citate, cugetări care vin de la Nicolae Dadija. Și el mai spune că sinceritatea excesivă devine suspectă ca o minciună. Deci să știți că câteodată face bine și o minciunică așa dulce. Minciunile dulce niciodată nu sunt prea multe. Și nu dorurile sunt ale mele, și eu sunt ale lor. Și atunci când nimeriți în posesia dorului, e rău de tot, iar suferința din dragoste este cea care purifică. De fapt, Alina, ție îți place să suferi din dragoste? Cred că nimănui nu-i place. Să știi că mie îmi place acea senzație când suferi din dragoste. Și noi femeile suntem cele care singure ne place să suferim și să formăm în mintea noastră motive ca să suferim. Ai pregătit o poezie de la Nicolae Dadija? Am pregătit poezia și cărțile totuși, deoarece sunt de acord că cărțile chiar ascund multe secrete, multă informație care, citindu-le din nou și din nou, putem afla și de un ce în ce mai multe. Poezia mea sună așa. Toate se trec sub bolțile și pe lume, stea ce se naște și codru bătrân, oștire și tron și slavă și renume și totuși cărțile, ele rămân. Din sorile care cădea pe colnic, însoțite de-al iernii fagot, mă rugau să le așez într-un vers cât de mic, ca să nu se topească pe de tot. Pe o femeie iubită în județele mele, după ani o revăd, ea îmi râde crispată, frumusețea i-a rămas tot pe poemele mele. Acolo ea nu va îmbătrâni niciodată. Foarte frumos,
foarte frumos. Să știi că am și eu o poezie cu un mesaj. Nicolae Dabija o dedică fiicei sale și, apropo, să știi că acest poem este în afara faptului că este dedicat fiicei Doina și a fost cioptit în piatră pe o placă în orașul Cervara din Roma, Italia, în semn de omagiu poetului Nicolae Dabija pentru contribuția însemnată la înnoirea poeziei universale. Alina, să știi că această poezie eu ți-o dedic ție și tuturor adolescentelor, deoarece se numește Nu te grăbi, copilo, și aceasta a fost dedicată Doinei la împlinirea vârstei de 16 ani. Ție ți-o dedic la împlinirea vârstei de 18 ani și ascultă care un mesaj foarte frumos. Bine. Nu te grăbi, copilo, să iubești. E ca și cum te-ai grăbi să îmbătrânești sau ai dori să scapi de frumusețe, acest dar. Dragostea adevărată o întâlnești odată în viață sau și mai rar. Vai de cei care și-au dat viața pentru un sărut, pentru un sărut prefăcut, sau au crezut că și nu înseamnă da. Fericiți cei ce au văzut iubirea și nu li s-a părut, sau au putut muri pentru ea. Precum străvechii corăbieri, tu învață a deosebi cei pământ de miraje și ceață. Iubirea ta mare de văpaia de o zi, în care, ca pe un arhipelag apt pentru viață, te-ai putea naște și ai putea trăi și muri. Ce ai înțeles în această poezie? Adică că nu trebuie să te grăbești să iubești și din ce motiv poetul își face atât de multe griji pentru fiica sa să nu se grăbească să iubească? Deoarece la vârsta la care era poet deja, a trecut, a văzut mai multe, a cunoscut ce e asta iubire, ce e asta sentiment, ce e durere și cred că din toată inima i-a dorit fiicei sale să nu se grăbească să simtă această durere, acest sentiment nedescris, acest care... Adică asociezi dragostea cu durerea și suferința, da? Da, la moment doar. Și cred că i-a dorit din tot sufletul să nu se grăbească, să simte acestea, să mai fie copil, să mai se bucure de viață. Copilărie, de viață liberă. Dar totuși, noi nu ne grăbim niciodată. Dragostea singură ne găsește și ceea ce este să-i urmăm pașii și gata. Da, Elena, hai că gândești frumos tu la vârsta ta. Știi care e, cred că poetul mai degrabă își face griji ca la vârsta aceasta, când ești cu capul în nori și iubești, știi, foarte repede te încrezi în oricine și fiecare gest pe care îl faci îți pare că ți este adresat ție. Cred că mesajul său a fost ca să nu avem încredere în toate iubirile astea trecătoare, știi, care trec pe lângă noi, fiindcă, precum a spus el, adevărata dragoste este o singură dată sau poate chiar și mai rar. Însă sunt foarte curioasă, cum e să trăiești o viață fără să știi ce înseamnă să iubești sau fără să întâlnești dragostea cea mare? Cred că e imposibil. Nu doresc asta nimănui. Da, bineînțeles, ar fi păcat să treci prin viață fără să iubești. Hai că deja, de fapt am citit această carte, însă mă cucerește de fiecare dată când o răsfoiesc și o răsfoiesc. Nicolae Dabija este cel care știe să gândească în versuri. Voi mai vorbi despre, adică voi veni cu o poezie frumoasă de la Nicolae Dabija și anume voi vorbi puțin despre supărări. Cu o privire dai jos, pasărea ce trece peste grădine. Și tu vrei să nu tresar când te uiți supărată spre mine? Și ăsta este un mesaj, dedicație foarte des, de super. Însă încetăm cu supărările, da? E frumos să fim pozitivi, să vedem doar partea frumoasă a lucrurilor. Voi mai vorbi puțin și despre despărțiri imposibile, după care îți dau și ție cuvântul să ne mai spui și tu ceva despre această carte. Despărțiri imposibile. După ce ne-am despărțit de dorul să nu mai depinzi, te întâlnesc pretutindeni, în parcuri, în cărți, în oglinzi. Cum de reușești să fii peste tot, în codul de frunze, pe șesul cu neatul cea iubită care nu există decât în imaginația mea? Alina, tu când iubeai pe cineva tare, dar îl vedeai peste tot?
Ai avut așa senzații? Există așa ceva? Nu îl vedeam peste tot, doar îl căutam peste tot. Asta e, te gândeam, mă duc la magazin, poate îl întâlnesc, da. Mă duc pe stradă, poate îl întâlnesc, da? Mereu vreiam să comunic, să-l văd, să... Nu mi-e pe scurt, îl căutam peste tot, e drept. Să înțeleg că iarăși ești îndrăgostită. Ia aminte la cuvintele poetului. Și nu uita că trebuie să te îndrăgostești doar o singură dată și pentru totdeauna. Astea sunt așa, dar niște lideri din astea trecătoare. Ok, hai să trecem la carte, la ceva serios, că iarăși ești cu capul în nori, da? Ce ne spui tu despre această carte? Despre despărțiri imposibile? Pot spune că despărțirile imposibile sunt mai mult, nu că imposibile, dar dureroase, deoarece atașarea de persoana dată îți creează un disconfort, că atunci când ești lipsit de mesajul lui, de atenția pe care ți-o oferea, te simți mai inferior, mai ignorat, mai altfel, nu ca oricând. Și este foarte greu să treci peste acest moment, dar odată trecător, începi să te simți mai bine. Așa că este doar o simplă perioadă. Trebuie care să găsești putere, da? Trebuie să găsești putere și să treci peste această simplă perioadă care aduce chiar durere. Cred că Alina la vârsta ei suferă, cred că mult din dragoste. Vorbești mereu despre suferințe. Ok, să-ți spun care este definiția dragostei? Da, te rog. O definiție a dragostei: să ai totul neavând nimic și să nu ai nimic având totul. Știi, când iubești nu ai nevoie de averi, bogății, mașini. Când iubești, doar pur și simplu iubești. Și noi nu conștientizăm de fapt cât de bogați suntem atunci când cunoaștem ce este dragostea. Stai, am văzut aici ceva despre Ana, sau doar mi s-a părut și mie, poate că din dragoste. Ai, nu. Oh, este Ana, bocet pentru meșterul Manole. Și eu, care mă gândeam că e o poezie de dragoste dedicată mie. Ok, și aici este multă dragoste. Deci, bocetul pentru meșterul Manole. Ana, soarele pe cer iorană, mănăstire de iubire vrei să înalți spre pomenire. Dar ce înalți? Ziua cu fală peste noapte se sprăvală. Ană, lacrimă zidită în strană. Clopotele greu asud, bat și nu se mai aud. Ană, soare ascuns într-o broboană. Unde ești? Sub care piatră să te poți zidi încă o dată? Lumea asta nu se ține, parcă nu-i clădită bine. Se clatenă în vânt orfană, Ană, pictată din icoană. Eu, când văd că ea nu vine, prind să mă zidesc pe mine. Cerul țipă între cupole, Manole. Ați învățat aceasta la școală? Da, am învățat-o. Este o poezie foarte profundă. Deseori îmi întrebam profesoara de ce el a procedat așa, de ce... Dar cred că are el un secret al lui care, cu timpul, sper că să-l descopere cineva. Este foarte impresionant să te gândești că și-a putut zidi sau să-și iei la spor soția pentru a o zidi, pentru a ridica o clădire, dar nu știu, nu m-aș închipui. A sacrificat dragostea pentru... Da, cum am spus, îmi întrebam profesoara, de ce nu s-a sacrificat el, dar și-a sacrificat aproapele? Este foarte urât. Să știi că deseori când cei dragi sau suferă sau... Cel mai dureros este ca să-i sacrifici pe cei dragi. De fapt, pentru fiecare dintre noi ar fi mai ușor, știi, să merg eu la acest sacrificiu. Fiecare așa se gândește. Însă, când se întâmplă ceva cu cei dragi, e și mai dureros decât te-ai sacrificat. Da, este dureros. După cum vedem că și el, după nu mult timp, s-a aruncat de pe stâncă sau l-a aruncat mai timp de pe stâncă, dar totuși nu cred că este cel mai bun gest, dar luând în considerație vremurile care au fost și mentalitatea oamenilor, cred că a fost corect din partea lui, nu știu. Da, cu siguranță că a procedat. Dar vreau să revin la... Unde revii, Alina? Banii nu aduc fericirea, da? Dar îi te ajută să îndrețe iubirea, da?
Da, mai ales în zilele noastre, chiar avem nevoie de ei, însă nu este acesta un indiciu după care ne alegem a doua jumătate. Nu constă în mașini. Frumusețe și bogăție vine din sufletul nostru. Da, nu constă în mașini, în cadouri scumpe, dar totuși ele sunt te fac să te simți mai bine. De fapt, când ai mulți bani, poți să fii și mai romantic. Știi cum? Te dori mai des, pleci mai des pe la restaurante. Ok, bine, eu îți doresc Alina să fii și fericită și împlinită, să fii și bogată sufletește, dar și material, ok. Totul este important în ziua de astăzi, însă venim noi cu o melodie așa mai sensibilă, o melodie frumoasă care vine la formația Acord S-a deschis fereastra, înainte de a vă spune ca să câștigați această carte, ca să intrați în posesia ei, trebuie să ne comentați sau mai bine zis să ne spuneți ceva despre poezia lui Nicolae Dabija, să spuneți ceva frumos despre ea, bineînțeles că altfel nici nu se poate. Cum simțiți voi poezia lui, așa precum știți, comentează criticii literari, așa să fiți și voi niște critici literari care să o comentați în sensul frumos al cuvântului și veți putea câștiga această carte. Mulțumim partenerului nostru, editura Bestseller, care ne oferă aceste cărți pe care noi vi le putem da în dar. Și după cum am promis, pe media vine Acord cu piesa S-a deschis fereastra. Deschideți și voi fereastra sufletului vostru pentru oameni dragi, pentru emoții pozitive și pentru toate lucrurile mărunte care ne fac fericiți. S-a deschis fereastra ca o rană veche. Mama ne așteaptă nopți întregi de veche. Să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă așezați grămadă. Să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă așezați grămadă. Pe deasupra porții înfloresc salcâmii și în miezul nopții a miroase a pâine rumenă și caldă. Mama noastră coace din făină albă un culup de pace. Rumenă și caldă, mama noastră coace din făină albă un culup de pace. Du-te prin străini departe, te păsește-n pui de război și moarte. Să ne meargă toate, toate să le iasă și de-o fi să poată să mai vin acasă. Gătesc bărbații. Un vis pentru fiecare femeie. Rețete simple la Radio Media Cimișlia.
Deci astăzi cu o rețetă simplă pentru bărbați o să vină Alina. Sper că Alina iubește mai mult să gătească decât mine. Alina, îți place să gătești? Îmi place doar în diminețile cu dispoziție. Azi ai dispoziție? Da. Ai făcut la bucătărie și gătește ceva pentru noi aici. Noi ne alimentăm doar cu muzică bună, cu emoții și cu energie, da? Asta e, ce vei găti astăzi? Astăzi am ales o rețetă pentru păpănașii moldovenești. Oh, hai că asta pot să gătesc și eu. Măcar ceva știu. Cred că radioascultătorii nu au încredere în mine, căci eu le spun că nu iubesc să gătesc, dar de aici vin cu rețete, așa că mai bine o spui tu. Hai, te ascultăm. Cred că începând cu dimineața cu păpănașii moldovenești, cred că asta este cel mai bun mic dejun. Ingredientele folosite sunt brânza de vaci, în jur la 500 de grame, ouă, o bucată doar, grijă de grâu, 4 lingurițe, se poate înlocui cu făină, în plus mai trebuie puțină făină pentru prelucrarea cu mâinile. Și multă dragoste. Asta la urmă, la servire. Sarea, 25 de grame, zahărul, 2 lingurițe, esență de vanilie, un pachetel și ulei de floarea soarelui. La pregătire folosim un bol, punem toată brânza în acest bol, după care o amestecăm cu zahărul, sarea și esența de vanilie. După care, amestecând bine, începem să formulăm niște bile micuțe, după care le dăm prin făină, le trecem prin făină, pregătind o farfurie pentru o tigaie ferbinte la care să le prăjim și le turtim bine pe tigaie, le prăjim pe amândouă, le rumenim pe amândouă părți, după care la servit le putem servi cu smântână, ceva dulce, dulceață moldovenească tot. Hai, și deja mă descurc, știi, nu am nevoie de rețete. Și vă dorim poftă bună! Vă dorim să aveți poftă, nu uitați să pregătiți voi și valentați femeile dragi, iar dacă mai aveți nevoie de cineva, putem să venim și bine la micul dejun, nu doar cu muzică bună, dar chiar și cu prezența, că e destul de simplu. Pe media va fi multă, multă armonie de la Tricesti, pentru că nu să rămâneți aproape. Бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая. Но на утро опять свайп. Литр за литром вискарь. Баду и тиндеры в этом весь кайф. Кого хочу обмануть, это все не мое. Тебе ли не знать. У тебя эйфория и радость. У меня уныние и реальность. Ты сжигаешь то, что осталось. Я прощаю, прощаюсь.
Este ora 9. Radio Media. Doar un bine informat se poate numi cu adevărat liber. Știrile Radio Media. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! În studio Anișoara Burtujan și vă prezint știrile. Comemorarea eroilor căzuți în conflictul armat din Transnistria pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și a victimilor acestui conflict. La data de 31 iulie 2022 a avut loc manifestația consacrată a Zilei Memoriei, ziua de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat din Transnistria pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și victimilor acestui conflict. În data de 2 martie 1992, în raioanele de est ale Republicii Moldova, a început războiul de pe Nistru. Faza militară a durat din martie până în iulie 1992. De atunci s-au scurs 30 de ani, dar ecoul războiului mai e și astăzi. Chiar dacă este o dată rotundă, această zi este marcată în culori sumbre ale istoriei țării noastre. Evenimentul a început cu dezvelirea monumentului gloriei eterne eroilor neamului căzuți în războiul pentru apărare a independenței Republicii Moldova 1991-1992, reconstruit în memoria victimilor de pe Nistru, după care un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire a combatanților căzuți pe câmpul de luptă. Alături de veteran la evenimentul de comemorare a fost prezentă conducerea raionului și orașului Cimișlia, în fruntea cu domnii Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, și Sergiu Andronache, primarul orașului Cimișlia, însoțit de vicepreședintele raionului Vadim Torogai și viceprimarul orașului Sergiu Suhan. Evenimentul a fost oficiat și de prezența șefului secției administrativ-militară, domnul Gheorghe Dones, colonelul domnul Nicolae Moise, colonelul domnul Anatolie Caraman, colonelul domnul Focșa Mihai Ștefan, colonelul domnul Boieștean Constantin și de președintele asociației Tira Stighina, Sergiu Prisăcaru. Oficialii au transmis câte un mesaj de încurajare combatanților prezenți, dar și de sinceră regret și compasiune familiilor îndurerate ale căror fii, frați și soți nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă, menționând totodată că este de datoria fiecăruia dintre noi să cinstească memoria celor trecuți în neființă și să susține pe cei care s-au întors acasă. Cu prilejul a 30 de ani de la declanșarea conflictului transnistrian, veteranii din orașul Cimișlia au fost menționați cu diplomă de onoare și un ajutor financiar. După miting în semn de recunoștință celor plecați spre cer, participanții au depus flori la monument. Anunț cu privire la organizarea serviciului civil de alternativă. Stimați cetățeni ai raionului Cimișlia, în conformitate cu legea cu privire la organizarea serviciului civil de alternativă numărul 156/16 din 6 iulie 2007, Centrul Serviciului Civil vă informează că în perioada 1 august 2022 și 30 septembrie 2022 se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea serviciului militar în termen și de incorporare în serviciul civil. Încorporarea în serviciul civil și încheierea contractelor privind împlinirea serviciului civil se va efectua în perioada 3 octombrie 2022-30 noiembrie 2022. Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă. Cetățenii care vor fi incorporați în serviciul civil nu sunt supuși examenului medical. Cetățenii care depun cerere de incorporare în serviciul civil nu sunt obligați să prezinte documente informative cu privire la motivul cererii. Cererile pot fi depuse la adresa orașului Cimișlia, Burdeva, Ardul Ștefan cel Mare 12, Consiliul Raional Cimișlia, etajul 2, biroul 307, telefon 0241-211-65 sau 0675-77091. Activitatea și așteptările structurilor teritoriale de asistență socială au fost discutate la Cimișlia în data de 4 august 2022.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dr. Marcel Spătar, s-a aflat într-o vizită de lucru în orașul Cimișlia, unde s-a întâlnit cu vicepreședintele raionului, domnului Vadim Torogai, și reprezentanții direcțiilor Asistență Socială și Protecția Familiei din raioanele Cimișlia, Comrat, Basarabeasca, Cahul, Leova, Căușeni și Taraclia. Gazda evenimentului fiind Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Cimișlia. În cadrul întrevederii au fost puse în discuție dificultățile întâlnite în implementarea politicilor de asistență socială, soluțiile de depășire, în special în această perioadă când Republica Moldova este afectată de criza energetică. De asemenea, s-a discutat despre participarea structurilor teritoriale de asistență socială, implementarea noului mecanism de reducere a vulnerabilității energetice. Specialiștii STAS vor fi implicați în activitățile de informare privire acestor ajutorului pentru perioada rece anului, precum și a compensațiilor prevăzute de proiectul de reducere a vulnerabilității energetice, astfel încât un număr cât mai mare de persoane să se încadreze în acest program. Un alt subiect abordat au fost salariile specialiștilor din domeniul asistenței sociale, care actualmente nu reflectă importanța activității desfășurate de aceștia. În acest context, ministrul a accentuat că remunerarea muncii asistenților sociali trebuie să fie motivantă și să corespundă gradului de pregătire profesională a salariaților și experienței de muncă. Aceste întâlniri, ședințe de lucru zonale, sunt în folosul comunității pentru a identifica problemele și a le soluționa împreună într-o îmbunătățire a condițiilor de trai a cetățenilor. Meteo. Pentru astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o presiune atmosferică de 742, direcția vântului va fi de către nord, viteza vântului va fi de 3,97 metri pe secundă, iar umiditatea de 67%. În general, se anunță o vreme posibilă cu nori împrăștiați. În jurul orei 14, cerul va fi parțial noros, iar maxima va fi de plus 28 de grade. În jurul orei 20, cerul va fi senin, fără precipitații, iar maxima va fi de plus 24 de grade. Astea fiind spuse, vă doresc o zi cât mai perfectă alături de Radio Media. Doar un bine informat se poate numi cu adevărat liber. Știrile Radio Media. Fără
ori de scenarii, noaptea de păcate. Stop, iubire, stop, iubire, stop, iubire, stop. Și când dimineața iarăși ne desparte, îți voi dicta scenarii să le scrii în cartea. Stop, iubire, stop, iubire, stop, iubire, stop. În scara 2, la etajul 7, noi zburăm în fiecare noapte. Aeroport fără control de pașapoarte. În scara 2, la etajul 7, în scara 2, la etajul 7. De cei doi, iar noi plecăm departe. Fără bagaj, cu buzele mușcate. În scara 2, la etajul 7. Oameni și evenimente, în cadrul rubricii Discuții la o cafea. Ora 9 și 12 minute aici în studio Radio Media. În cadrul rubricii Discuții la o cafea îl avem ca de fiecare dată pe domnul Andrei Bargan, care el este cel care o să ne discute despre oameni și evenimentele acestei săptămâni, evenimente importante și sper eu că și foarte pozitive. Domnul Andrei, bună dimineața! Cu ce ne bucurați astăzi? Bună dimineața! Chiar din start aș vrea să încep cu o știre bună pentru radioascultători, pentru spectatori. Dacă începeam tradițional intervenția mea în această retrospectivă a știrilor cu o informație unde ne putea urmări, astăzi putem să spunem că din 1 august ne pot urmări și în rețeaua Zebra TV. Deci deja avem 3 rețele: IPTV Multilecom, poziția 96, Starnet 47 și iată Zebra TV Arax, poziția 36. Deci dacă cu așa ritmuri vom procede, cred că ne vom extinde, ne vor auzi și mai mult, poate între timp și în etier digital. Dar asta este vestea bună pentru noi, cei de la Radio Media și Media TV Cimișlia, dar sper și pentru dumneavoastră. Dacă revenim la retrospectiva săptămânii, începând cu 1 august 2022, ziua de luni, s-a desfășurat ședințele grupului de lucru pentru achiziții publice, una dintre ședințele acestei săptămâni, fiindcă în ziua de 5 august s-a desfășurat o ședință suplimentară pentru a definitiva, și cu aceste ședințe s-a pus într-un fel, s-a definitivat că toate pozițiile pentru reparația drumurilor locale preconizate pentru 2022 s-au ales antreprenorii și urmează să se facă contractele, dar cel mai important, în cel mult 60 de zile, adică august-septembrie, să se construiască toate aceste drumuri. În primul rând vorbim de drumul Mihailovca, stația Cimișlia, un sector de drum în satul Mihailovca, un sector de drum Mereni, Hârtop, iată în acest sector, în satul Mereni, și în un sector de drum, deci drum de acces, satul Topala. Plus la aceasta s-a mai discutat și despre amenajarea muzeului Raional Cimișlia, unde va fi construit un turn de vizibilitate a orașului și va fi amenajat teritoriul, va fi pavat, se vor face lucrări de amenajare a muzeului. Deci iată, ne așteaptă aceste lucruri frumoase. În perioada august-septembrie s-au definitivat antreprenorii,
Banii sunt alocați din bugetul Consiliului Raional și bugetul, deci taxele drumurilor din fondul rutier. Și urmează ca în două săptămâni de zile să vedem aceste lucruri frumoase făcute în raionul Cimișlia. Țin să amintesc că achiziționarea și implementarea acestor lucruri, acestor activități, sunt monitorizate și de către Asociația Obștească Prospect în cadrul unui proiect sprijinit de IRIS Viitorul. În această săptămână, pe data de 3 august, am avut în studioul Media TV Cimișlia, am avut deci la ora locală un invitat special deosebit, este vorba despre Ion Groza, deputat PAS, în cadrul activității, în cadrul campaniei PAS la raport. Dumnealui a răspuns la întrebări, a marcat reușitele pe care le are guvernarea timp de un an de zile, Parlamentul, Guvernul, Președinția, și a marcat și problemele, provocările cu care se confruntă conducerea țării, Republicii Moldova, în aceste zile. Mai detaliat puteți urmări pe mediatv.md, deci la compartimentul emisiunii, ora locală, și acolo veți regăsi răspunsul la multe întrebări, veți avea posibilitate să urmăriți toată discuția. Este vorba de circa 40 de minute, la care deputatul PAS Ion Groza răspunde la întrebările moderatorului, interlocutorului în studio. Amintim că tot la această temă, PAS la raport, duminica trecută am avut aici în studio pe doamna deputată Eugenia Cojocaru, care a venit cu informații ce face guvernarea pentru a îndeplini angajamentele electorale și pentru a îmbunătăți viața, o viață mai bună, cum a fost sloganul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate. În ziua de 5 august, la orele 15, Muzeul Raional Cimișlia a deschis o expoziție de tablouri, o expoziție foarte interesantă, este vorba despre circa 30 de tablouri, am putea o să o numim și internațională, vă spun de ce. Sunt tablourile din, să spunem, din depozitele muzeului. Amintim că circa 20 de ani la rând, poate cu unele excepții când a fost pandemia sau alte probleme financiare, dar 20 de ediții ale taberei picturilor din Cimișlia, la care veneau pictori din diferite țări și regula era ca să lase un tablou pictat inspirat de aici, din Cimișlia. Și vă gândiți, dacă erau câte 10 sau 15 pictori, câte un tablou, două, deja la fiecare ediție se adunau deci 10-15 tablouri. Acum ne-a comunicat și domnul primar de Cimișlia, prezent la eveniment, Sergiu Andronache, că la moment sunt circa 300 de tablouri. Deci în arhiva, în depozitul muzeului și al primăriei Cimișlia. Este o bogăție imensă. Noi am putea face zeci de expoziții și aici în muzeu, dar poate și în deplasare. Este o avere greu de estimat, adică ele sunt apreciate într-un fel pentru a fi luate la balanță, la evidența primăriei, muzeului, dar vă spun, unele din aceste tablouri peste 10, 20, 30 de ani pot costa și mii și 10 de mii de euro. Mă rog, știți istoriile când în timpul vieții pictorii n-au fost apreciați, dar pe urmă ele costau, valorau atât de mult aceste picturi că
e greu de imaginat dacă avea acești bani, acest pictor, cum trăia. De regulă, pictorii mai mult în sărăcie trăiesc, adică nu că în sărăcie, dar viața materială mai puțin interesează. Asta este soarta tuturor oamenilor de artă, știi, ei se alimentează așa sufletește din ceea ce fac. Da, sunt de acord și noi am realizat și un film Cimișlia, oraș cu o galerie de 200 de tablouri acum vreo 10 ani. Intuiesc că va fi nevoie de un alt film, Cimișlia, oraș cu o galerie de peste 300 de tablouri, și mă bucur că Cimișlia, galeria de tablouri, deci este undeva după Brâncuș, după Bălț, uneori poate după Soroca, dar în primele 5 muzee, Comrat, Cahul, deci în primele 5 muzee cu galerii de tablouri ne regăsim și noi Cimișlia. Avem școală de arte, avem tradiție, avem pictori care sunt băștinași, și Alexandru Bulat este pictor, directorul muzeului, și Victor Hristov, care la fel este pictor, membru a Uniunii Pictorilor din Republica Moldova, și este din orașul Cimișlia. Iată că această latură pozitivă a orașului Cimișlia ne va face să fim mai mândri și să avem și noi un loc în cultură, în ierarhia aceasta a valorilor spirituale, valorilor artei în Republica Moldova. Cine dorește, n-are decât să vină la muzeu, va fi timp de aproape o lună de zile. Mă impresionează foarte mult acolo, deci imagini, fragmente din orașul Cimișlia. Multe din ele sunt din 2010, 2000 și mai vechi, și deja este o schimbare. Deci unele clădiri s-au modificat, unele case s-au modificat, dar așa prins instantaneu cu pensula unui pictor, ele au rămas ca o istorie, ca o istorie arhitecturii, ca o istorie a orașului Cimișlia. Și ne bucură că avem această amprentă istoriei, a istoriei și în tablouri, nu doar în fotografii și în video. Aș vrea să menționez din agenda evenimentelor pentru duminică 7 august la orele 14 în regiunea Mahala Ramă Pavel va fi sfințirea unui loc, a unui teren de joacă pentru copii. Este un eveniment poate nu atât de mare, dar este un eveniment din domeniul activității și inițiativelor cetățenilor. Ei au făcut această inițiativă să facă acest teren de joacă pentru copii în Mahala, și duminică va fi sfințirea lui, deschiderea, într-un fel. Cine doresc, nu au decât să vină la orele 14 în acea regiune a orașului Cimișlia pentru a participa la acest eveniment. În speranța că august a intrat în puterea sa și fiecare din noi poate să guste nu doar fructe, legume, dar și struguri deja, cu toate că spun că după 19 august se recomandă, adică de a gusta strugurii, ei deja sunt pe teșghele, i-am văzut, sunt prezenți și în plantațiile de vie. Vă doresc un weekend plăcut, sâmbătă și duminică. Fiți alături de Radio Media, delectați-vă de roadele naturii, de roadele anului, și principal o să aveți o dispoziție bună. În rest, toate se așează la locul lor. Vă mulțumesc, toate cele bune și sănătate tuturor! Și noi vă mulțumim!
De asemenea, căci dispoziția bună începe odată cu noi, începe odată cu dumneavoastră când veniți cu aceste vești minunate, să fie de bun augur și să se bucure copilașii de pe strada Aramă de acest loc de joacă. Iar pe media, de asemenea, pentru bună dispoziție, precum a spus domnul Andrei, vine formația Zdob și Zdub, care ne va cânta Dimineața pe Răcoare. Pas, pas, cu pas mergem la Hollywood, unde va fi ta formație asta.
Publicitate Radio Media. Am deschis! Piramida Market din orașul Cimișlia a deschis ușile celui de-al doilea centru comercial de 3000 de metri pătrați. Vino la deschidere, primește cadouri și participă la Marea Tombolă. Piramida Market. Construim astăzi pentru ziua de mâine. Publicitate. Piramida Market din orașul Cimișlia anunță Marea Tombolă. Fă cumpărături în sumă de 2000 de lei și participă la extragere. Poți câștiga o mulțime de premii. Frigidere, televizoare, mașină de spălat, bicicletă, certificate cadou și marele premiu, un automobil. Cumpără și câștigă cu Piramida Market. Publicitate. Mobilă de calitate în orașul Cimișlia, strada Suveranității 4. Vă propunem modele exclusive de mobilă moare, saltele ortopedice, bucătării, antreuri, mobilier pentru copii, living, dar și pentru birou. Și asta nu e tot. Mobvaro M livrează comenzile chiar la ușa ta. Te așteptăm cu drag la Mobvaro M din orașul Cimișlia, strada Suveranității 4. Publicitate. Colegiul Mondo Studart anunță admiterea la specialitățile tehnologia prelucrării materialelor, frizerie și cosmetică, planificare și administrare serviciilor de frumusețe. Vino să studiezi cele mai noi tendințe în make-up, frizerie, producerea bijuteriilor din pietre și metale prețioase și managementul saloanelor de frumusețe. Avem mii de absolvenți, studenți din țară și din străinătate. Majoritatea au un job acasă, fie activează în saloanele de frumusețe din Paris, Londra, alte capitale mondene. Suntem unicul colegiu din Europa care pregătește Juva RG. Ne găsești în Chișinău, sectorul Ciocana, strada Meșterul Manole 9, telefon 0674-38-235. Colegiul Mondo Studart. Publicitatea ta trebuie să fie și aici. Telefonează în orașul Cimișlia la 22866 pentru a începe un parteneriat. She's next in line.
muzică pe înțelesul tuturor. Am revenit și continuăm cu pilda zilei. Pilda sună, denumirea este Fermierul și Fântâna și sună așa. Un fermier care căuta o sursă de apă pentru ferma sa a cumpărat o fântână de la vecinul său. Vecinul era viclean, însă și-a refuzat să lase fermierul să ia apă din fântână, spunând: ți-am vândut fântâna, nu apa. Fermierul, dezamăgit, nu știa ce să facă, așa că s-a dus la un om înțelept pentru o soluție. Acesta l-a chemat pe vecinul fermier și l-a întrebat: de ce nu lăsați să iei apă din fântână? Omul viclean a spus că același lucru. I-am vândut fântâna, nu apa, deci nu poate să ia apa din fântână. La asta omul înțelept îi răspunde: pare în regulă ce spui, dar dacă ai vândut fântâna și apa este a ta, atunci nu mai ai nicio treabă să-ți ții apa în fântâna fermierului. Scoate apa sau folosește-o imediat. Dacă nu, apa va aparține proprietarul fântânii. Fiind conștient de faptul că a fost înșelat, vecinul și-a învățat lecția și a cerut scuze și a plecat. Morala acestei pilde este că înșelătoria nu îți va aduce nimic bun. Dacă înșeli pe cineva, vei plăti pentru asta destul de repede. Cum oare s-ar simți? Ne-ar fi
să ai o dimineață perfectă alături de Radio Media. Ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu îș imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea multe ori, în locul unde nu ajung scrisori. Dar m-am grăbit din prostie, nu m-am gândit cine m-ar iubi pe o insulă pustie. Până ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea pe insula mea. Au mai trecut pe aici, dar i-am rugat să nu stea. Nu am vrut să rămână, nici prea mult să se țină. Poate că am intuit și am vrut să te aștept pe tine. Și nu aș mai pleca. M-ai lăsat în ochii tăi uscat de dor. M-ai învățat în largul lor să zbor. Era curajul să-mi dedic viața mie, toată dragostea ție, ca să fim fericiți din prostie. Pe o insulă ce niciodată n-ar mai fi pustie. De când ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea. Viață doar un rătăcitor. Până ai venit tu, m-am lăsat de speranță purtat. Până ai venit tu, iubire am dat în sfârșit de uscat. Atunci când ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea. Bună dimineața! Eu vreau să știu, și eu vreau să știu, e bine să știi și tu! Vreau să știu, vreau să știu care sunt beneficiile strugurilor, că spre cum a spus domnul Andrei, deja se vând pe gheretele din piață, deja mulți iau, ăștia știți care sunt mai devreme, iau pe acasă, care s-au copt, care abia au început să se coacă. Noi vă spunem beneficiile de pe acum ca să vă motivăm să îi mâncați, căci sunt suculenți, delicioși. Deci, strugurii, beneficii, fructele care sunt vegetale toamnei și care deja se, precum am spus, îi putem cumpăra și acum, sau poate că îi avem în grădină, sunt recunoscuți datorită proprietăților multiple pentru sănătate, deoarece ei conțin vitamine, minerale, antioxidanți, polifenolici, iar consumați cu regularitate, bineînțeles că aduc și o mulțime de beneficii organismului. Și deci, haideți să începem care sunt cele mai importante beneficii. Deci, primul, cel mai important, este că consumul de struguri protejează sistemul cardiovascular. În compoziția strugurilor, în special în strugurii negri, găsim cel mai puternic antioxidant și anume resveratrolul. Acesta declanșează în organism
mult secreția hormonului adiponectină, iar asta împiedică dezvoltarea mai multor tipuri de afecțiuni cardiace și protejează vasele sanguine de sânge. Strugul ajută în procesul de detoxifiere. Strugurii conțin antioxidanți și substanțe active care ajută în mod direct la detoxifierea colonului, ficatului și rinichilor. Da, de asemenea, să știți că consumul de struguri previne îmbătrânirea. Vitaminele din compoziția strugurilor ajută la protejarea pielii și implicit, bineînțeles, și la întârzierea procesului de îmbătrânire prematură. Din acest motiv, strugurii sunt adesea folosiți și în tratamentele cosmetice. Îți dau energie. Strugurii sunt un furnizor important de tonus și energie datorită vitaminei B, dar și au glucide din compoziție. Da, de asemenea, ei sunt și un aliat de nădejde în curile de slăbire. O cură cu struguri te poate ajuta să slăbești chiar și până la 5 kg într-o săptămână. Strugurii au efect antistres. Sunt o sursă semnificativă de fructoză și glucoză, dar și zaharuri ușor de asimilat de către organism. De asemenea, ei ne protejează vederea. Consumul regulat de struguri negre ajută la prevenirea leziunilor retinii și a degenerescenței musculare. Cojile strugurilor înfrumusețează pielea. Din punct de vedere medicinal, cojile care rămân după stoarcerea strugurilor sunt cea mai activă parte a strugurilor. Da, de asemenea, ei întăresc sistemul imunitar și ne protejează de diferite infecții. Strugurii combat migrenele. Mai pot și trata crizele de ast, pentru că au și calități terapeutice. Poate fi un adjuvant pentru vindecarea astmului. Scade nivelul colesterolului din sânge. Și au și un efect laxativ. Dacă sunt consumați într-o cantitate mare, dar pe o perioadă scurtă de timp, pot avea efect laxativ. Strugurii pot ameliora simptomele bolilor asociate vârstei înaintate. De asemenea, strugurii negri sunt recomandați pentru întărirea sistemului osos, deoarece datorită conținutului de calciu, dar și minerale, consumul de struguri negri este benefic pentru îmbunătățirea sistemului osos. Strugurii negri de asemenea îmbunătățesc sănătatea cerebrală. Conțin acid folic și vitamina B din grupa B, iar asta face ca strugurii să fie un aliment de bază pentru îmbunătățirea procesului congenitiv. De asemenea, ei mai ajută și în prevenirea cancerului datorită efectelor antiinflamatoare a rezervatorului consumat de struguri, poate fi eficient în reducerea riscului de cancer de sân și de cancer colorectal. De asemenea, ei ne mai ajută și ne mai îmbunătățesc, precum am spus și anterior, sistemul imunitar. Luptă împotriva diabetului și reduc tensiunea arterială. Deci, cred că acestea sunt suficiente beneficii ca să consumi cât mai mulți struguri. Noi te îndemnăm ca să introduci în alimentația ta zilnic, începând din această vară și începând cu toamna care ne bate la ușă. Consumul de struguri are beneficiile, bineînțeles că nu vor întârzia să apară. Pe media Constantine ne cântă Meteo, audiție plăcută și rămâi aproape. Constantine, Constantine, yo, yo, dar a dragostea în tine, Constantine, Constantine, dacă mă uit eu mai bine, Constantine, Constantine, rupte cămașa pe tine. Cămașa pe tine.
green screen. Fă un story să ne mândrim. Boxele date la maxim. Nici nu te aud când zici să ne oprim. Cămașa pe tine. Cămașa pe tine. Să ai o dimineață perfectă alături de Radio Media. Sergiu Ciotu, păsișeță! Ia gata valentă, op, op, op. Cruțit ca la voi, să le taie stop. Dacă aia te grustin, calodna e ca-n zinc. Lopa e glaza, leu, brau, potaloc. Ia gata valentă, крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная как динка. Лопает глазами лево-право потолок. Номер один, девочка краш. Не ем уже день, не сплю уже два. Номер один, сказка моя. Где же мой джин, загадал бы тебя. Реки, реки, реки в реках, ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Да ты хоть на луну, мне все равно. Я горда малинку, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная картинка. Лопает глазами лево-право потолок. Я горда малинку, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная картинка. Лопает глазами лево-право. В реках ты у меня. Вот бы сейчас с тобой тра-ля-ля тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино. Да ты хоть на луну, мне все равно. Я горда малинку, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная картинка. Лопает глазами лево-право потолок. Я горда малинку, оп-оп-оп. Крутит головой, залетает стоп. Bună dimineața! Mai târziu te spunem ce să iau. Eu am o misie, eu ai dat-o să iau. Me now, now, now. Make me somehow. Walk it deep, walk it deep. Coming down. Oh, e necesar, necesar. Dans sous ses oies. Oh, oh, e necesar. Oh, mami, oh, mami. N-am ajuns la final. Oh, e necesar, necesar. Final.
te sumare. Iar eu mașină ca în mare, plutind pe valurile tale, yeah. În timp ce dansezi ești prea, ești mult prea seducătoare, vorbe dulci și buze amare, oh. Ce gândesc că mono. Și baby, corpul tău îmi face rău. E necesar să ne iubim, vreau să-l simt din nou, ah. Mi-a luat inima și mi-a râs-o în soho. Te aud în stereo, dar ce gândesc că mono. Și baby, corpul tău îmi face rău. E necesar să ne iubim, vreau să-l simt din nou, ah. E necesar, dar sus se zoa, oh. E necesar, oh mami, oh mami, n-am ajuns la final, oh. Necesar, dar sus se zoa, oh, oh. E necesar, oh mami, oh mami, n-am ajuns la final. Este ora 10. Radio Media. Media Felicitare. A sunat ceasul ora 10 aici în studioul Radio Media, iar norocoșii zilei de astăzi sunt Alexandru și Veronica, care ieri și-au unit destinele și au sărbătorit o nuntă mare și frumoasă ca în povești. Bineînțeles că la această sărbătoare nu au fost toți cei dragi sufletului prezent și astfel prietenii lor din depărtare, Sergiu și Maria, bineînțeles și cu mătrii Valeria, alături de cu mătrul Vlad, au venit cu un frumos mesaj de felicitare pentru ei. Dragii noștri, vă felicităm cu ziua nunții voastre și pentru voi, prieteni, vrem să vă urăm cea mai fericită, cea mai frumoasă, minunată și prosperă viață de familie, să reușiți întotdeauna să vă înțelegeți, să aveți mereu timp pentru bucurie, distracție, iar dragostea voastră să devină din ce în ce mai puternică de-a lungul anilor. De asemenea, și echipa Radio Media se alătură la acest mesaj frumos. Vă dorim și noi ca în familia voastră să fie totul pe pozitiv și într-o atmosferă frumoasă, să vă iubiți și să dăruiți în fiecare zi fericire și fie ca norocul să fie cel care să vă zâmbească și să vă atingeți toate obiectivele propuse. Iar pentru voi va cânta nimeni alta decât Cleopatra Stan și Eduard Sanda, care sunt un cuplu de invidiat, și de asemenea vă dorim și vouă să fiți un cuplu frumos și de invidiat și să vă iubiți cel puțin o veșnicie. De mult, când mă sărut cu ale tale buze moi,
în secundă doi, e vai să mor de noi. Îmi sare inima la mii de bătăi când mă pierd în ochii tăi. O viață întreagă noi ne-am căutat. Alexandru și Veronica, care și-au unit destinele și cărora le dorim să aibă o viață frumoasă ca în povești, fie ca fiecare zi să fie sărbătoare. Asta, de fapt, vă dorim și vouă, să trăiți viața frumos și din fiecare zi să o faceți perfectă pentru voi, iar pentru ca o zi să fie perfectă, nu trebuie să faceți nimic altceva decât să dăruiți și să primiți câte un zâmbet. Alina, tu ce ne spui? Da, și nu uita să zâmbești, Alina, doar te-am îndemnat. Uite așa, pentru o zi frumoasă zâmbim noi, zâmbiți și voi și viața este frumoasă, trebuie să vedem doar partea plină a paharului. Asta vă îndemn de fiecare dată. Noi ne reauzim mâine începând cu ora 8. Până atunci, toate bune și frumoase. Aveți grijă de voi și de toți cei dragi sufletului vostru. Semne cicatrici de ce apare. Ne trimit cu gândul la final, dar am promis că noi nu să ne pierdem la niciunul. Pare rău, oare ne pare rău că poate noi e tot așa cum ne doream cumva. Poate timpul se adună peste noi deja. Tu în fața moștii mele, eu în fața ta. Zim de ce ne doare, când ne doare. De frică să nu ne pierdem. Și poate că e ultima dată când o să ne fim de ajuns. De frică să nu ne pierdem cu un inimii scurt. Oh, 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 de ce ne doare, ne doare. Oh, 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 de ce ne doare, ne doare. Oh, 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 când